nombre es Sergio Pérez. Mi nombre es Sergio Pérez. Y vengo de Argentina. Ci vine de Argentina. Somos una familia misionera. Somos familia misionera. Esa es mi esposa Cristina. Y ahí socia mea Cristina. Y aquí están dos de mis hijos, Ruti. Ruti. Y Natán. Natán. Tenemos un tercer niño. Mai avem un băiețel. Que tiene 8 meses. Care are 8 luni. Él nació. Y el, nuestro bebé más pequeño se llama David. Antes de poder compartir la palabra de Dios, me gustaría poder compartir mi testimonio. Înainte de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, mi-a plăcea să mă împărtășesc mărturia mea. Porque no es casualidad que yo pueda estar aquí. Pentru că nu e o întâmplare faptul că eu pot să fiu aici. Yo creo que es un milagro de parte de Dios. Yo creo que este un miracol de partea lui Dumnezeu. Y cada vez que puedo estar frente a personas que no conozco. Și de fiecare dată când mă aflu în fața persoanelor pe care nu le cunosc. No quiero olvidarme de dónde me sacó el Señor. Nu vreau să uit de unde m-a scos Domnul. Y no me refiero a venir desde un país lejano. Și nu mă refer la faptul că am venit dintr-o țară îndepărtată. Sino de saber que el Señor tomó mi vida de lo más bajo. Și să știu că Dumnezeu a luat viața mea de foarte jos. Porque no nací en un hogar cristiano. Pentru că eu nu am născut într-o familie creștină. Aunque puedo dar un buen testimonio de mis padres. Deși pot să dau o mărturie bună despre părinții mei. Porque ellos se esforzaron mucho para darnos una buena educación. Că ei au făcut mari eforturi pentru a ne da o educație bună. Para que como personas pudiéramos tener lo mejor que un padre puede dar a sus hijos. Pentru că ei ne-au dat cea mai bună educație pe care ar putea o da niște părinți unor copii. Así que yo nos iba enseñando, yo tengo tres hermanos más. Eu mai am încă trei frați. Y ellos nos enseñaban que teníamos que ser buenas personas. Și ei ne învățau să fim oameni buni. Y esa era mi filosofía de vida. Și asta era filozofia noastră de viață. Tengo que ser una buena persona. Trebuie să fiu un om bun. Y yo en mi corazón deseaba ser feliz. Și eu, în inima mea, doream să fiu fericit. Así que yo pensaba de la siguiente manera. Așa că eu mă gândeam în felul următor. Si yo soy una buena persona, dacă eu sunt un om bun, entonces voy a ser feliz. O să fiu fericit. Y así fue creciendo. Și așa am crescut. Siendo respetuoso a mis padres, fiind respectuos cu părinții mei, y esforzándome para tener para ser un buen alumno en la escuela. Și făcând eforturi să fiu un elev bun la școală. Trataba de ser el mejor alumno de la escuela. Încercam să fiu cel mai bun elev la școală. Y trataba de ser un buen amigo y un buen compañero. Și un bun prieten și un bun coleg. Pero cada vez que recibía un reconocimiento, dar de fiecare dată când primeam o recunoștință, a causa de este esfuerzo personal, din cauza acestui efort personal, veía que esos reconocimientos duraban muy poco en mi vida. Vedeam că aceste momente de recunoaștere durau foarte puțin, Natán, în viața noastră. Natán, por favor, sentate, Natán. Gracias. Quédate quietito. Ahí, espera un poquito. Okay. Y veía que todas esas cosas que podía alcanzar por mis propias medias. Și vedeam că toate lucrurile acestea pe care eu puteam să să fac rost de ele prin puterile mele, duraban poco tiempo. Durau foarte puțin timp. Así que cuando tenía aproximadamente 12 años, așa că atunci când aveam 12 ani, empecé a mirar a personas que estaban a mi alrededor. Am început să mă uit la oamenii care erau în jurul meu. Jóvenes que vivían una vida totalmente diferente a la mía. Tineri care trăiau o viață total diferită de a mea. Ellos estaban todo el tiempo en la calle. Ei erau mereu pe stradă. Eran jóvenes un poco mayor que yo. Erau tineri un pic mai mari decât mine. Estaban todo el tiempo en la calle. Erau tot timpul pe stradă. No trabajaban. Nu lucrau. No iban a la escuela. Nu mergeau la școală. Y se divertían. Și se distrau. Y contaban siempre, tenían aventuras para compartir. Și aveau mereu vreo aventură de povestit. Así que yo era más pequeño que ellos y los escuchaba. Așa că eu eram mai mic decât ei și îi ascultam. Y decía, yo quiero ser como ellos. Și ziceam, vreau să fiu și eu ca ei. Así que yo empecé a vivir una vida como la que ellos vivían. Așa că am început să duc și o viață la fel cum duceau ei. Empecé a salir con ellos.
Am început să ies cu ei. Y hacer las cosas que ellos hacían. Și să fac lucrurile pe care le făceau ei. Ellos iban a las discotecas. Ei mergeau la discotecă. Así que yo empecé a ir con ellos. Așa că am început să merg și eu cu ei. Ellos fumaban cigarrillos. Ei fumau țigări. Y yo quería ser como ellos. Și eu vreau să fiu ca ei. Así que a escondida de mis padres comencé a fumar. Ascunzându-mă de părinții mei, am început să fumez. Tenía más o menos 12 años. Aveam aproape 12 ani. Y recuerdo una noche que estaba en una de esas discotecas. Și mi-aduc aminte într-o seară când mă aflam într-una din discotecile acelea. Que llegó uno de los jóvenes y trajo un cigarrillo de marihuana. Că a venit unul dintre tinerii aceia și a adus o țigară de marihuana. Formamos un círculo así en el lugar donde estábamos. S-a format un cerc acolo în locul în care eram. Y este muchacho comenzó a fumar y se lo dio a la persona que estaba a su lado. Și băiatul acesta a început să fumeze și i-a dat-o băiatului care era lângă el. Yo estaba ahí en medio de ese círculo. Și eu mă aflam acolo în cercul acela. Y veía cómo ese cigarrillo se iba acercando hacia mí. Și eu vedeam cum acea țigară se apropia și de mine. En ese momento empecé a tener miedo. În acel moment mi-a fost frică. Había escuchado muchas cosas acerca de las drogas. Auzise multe lucruri despre droguri. Pero los demás lo hacían. Dar mulți făceau asta. Así que yo no quería ser diferente. Și eu nu vreau să fiu diferit. Yo quería ser como ellos. Eu vreau să fiu la fel ca ei. Así fue que empecé a fumar ese cigarrillo de marihuana. Așa că am început și eu să fumez acea țigară de marihuana. Para mi sorpresa, en ese momento no me sucedió nada. Spre surprinderea mea, nu mi s-a întâmplat nimic. Yo pensé que me iba a caer al piso. Eu am crezut că o să cad pe jos. Que me iba a agarrar una descompostura en mi estómago. O să mă doară stomacul. O que me iba a marear. Sau că o să amețesc. Pero en el momento que terminé de fumar no me sucedió nada. Dar în momentul în care am terminat de fumat nu mi s-a întâmplat nimic. Y dije, entonces todo el tema de la droga era todo una mentira. Și am zis că toată povestea asta cu drogurile probabil că e o minciună. Así que empecé a hacerlo como algo cotidiano. Așa că am început să fac asta ca pe ceva cotidian. Y cada día empecé a repetir este vicio. Și în fiecare zi am început să repet acest viciu. Sí. Sí, creo que detrás está, ¿no? Scuze, vreau să vă întreb dacă erau niște jucării acolo, o cameră pentru copii. Mă ajută cineva să-i duc acolo mai bine ca să nu deranjeze. Mulțumesc mult. Păi nu, dar atrag atenția. Pentru noi, da. Ruti, Nathan, van con la señorita. Acompaña a la señorita, por favor, al cuarto. Sí, al cuarto de niños. Rápido, Ruti. Heide. Nathan. Nathan, anda con la señorita, te va a acompañar al cuarto. Allá. Vamos. Haide. Ahí está. Mulțumesc. Așa, așa. Așa, con esa. Ok. Perdónenlo, son argentinos. Iertați, sunt argentinieni. Están acostumbrados a nuestros campamentos. Sunt obișnuiți cu tabăra. Son diferentes. Sunt diferiți acum. Pero como les compartía, tenía 12 años y entré tristemente en un mundo, el mundo de las drogas. Dar cum vă spuneam, la 12 ani am intrat într-un mod trist în lumea drogurilor. Recién orábamos por los campamentos que tenemos aquí en Mijes. De curând vă rugați pentru tabăra pe care avem aici în Micești. Y semana a semana vamos recibiendo niños de aproximadamente esa edad. Și săptămână după săptămână avem copii de vârsta aceea, de 12 ani. Y cuando miro la vida de estos niños puedo recordar mi vida también. Și când mă uit la viața lor, îmi pot aminti de viața mea. Sé que las culturas son diferentes. Știu că sunt țări diferite, culturi diferite. Las épocas en las que vivimos también son diferentes. Timpurile în care am trăit sunt diferite. Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Dar inima omului e aceeași. La necesidad que hay en el corazón de los niños, de las personas, es la misma. Nevoia pe care au tinerii și copiii este aceeași. Y también los peligros que ellos enfrentan son los mismos. De asemenea și los peligros. Pericolele pe care le înfruntă sunt aceleași. Quizás los padres muchas veces están ocupados trabajando. Poate că de multe ori părinții sunt ocupați muncind. Y descuidan atención sobre los niños. Și de multe ori neglijează copiii.
Quizá los padres se esfuerzan para darle una buena educación o la mejor ropa. Poate de multe ori părinții se fac un efort să le dea hainele cele mai bune sau cea mai bună educație. O quizás el mejor juguete o la mejor tecnología. Sau poate cele mai bune jucării sau cele mai bune, cea mai bună tehnologie. Y por ahí el niño va creciendo con una soledad en su corazón. Și apoi copilul crește cu o singurătate în inima lui. Y eso era lo que pasaba en mi vida. Și asta e ceea ce se întâmplase în viața mea. Entonces encontré en las drogas un refugio para mí. Și am găsit în droguri un refugiu pentru mine. Y encontré también la oportunidad de una vida diferente. Și am găsit în asta un oportunitate pentru o viață diferită. Y el comienzo fue un cigarrillo. La început a fost o țigară. Fue tomar alcohol. Să beau alcohol. Fue hacerlo a escondida de mis padres. Să fac asta ascunzându-mă de părinții mei. Y esto fue creciendo en mi vida. Și aceasta a început să crească în viața mea. Y después comencé a experimentar también la cocaína. Și apoi am început să experimentez cocaína. Eso es un vicio más caro. Și asta este un viciu mai scump. Que necesita de poder tener dinero para poder comprarla. De care ai nevoie de bani ca să poți să îți cumperi asta. Mis amigos se dedicaban a robar. Prietenii mei furau. En esa época los autos tenían un autoestéreo, se llamaba. În acel timp erau mașinile cu castofon. Así que ellos abrían las puertas de los autos. Așa că ei deschideau ușile mașinilor. Tomaban el autoestéreo y salían corriendo. Furau castofonul și fugeau. Yo los veía, pero no quería hacer eso. Și eu vedeam asta, dar nu vreau să fac asta. Yo siempre tenía un respeto hacia mis padres. Eu aveam un respect față de părinții mei. Y pensaba qué triste sería para mis padres irme a buscar a una comisaría. Mă gândeam ce trist ar fi pentru părinții mei să mă caute la poliție. Entonces no quería robar. Nu vreau să fur. Pero necesitaba el dinero para comprar las drogas. Dar aveam nevoie de bani ca să cumpăr drogurile. Y no sabía cómo poder conseguir las drogas. Nu știam cum să fac rost de asta. Así que uno de esos muchachos me llevó a un lugar. Așa că unul dintre băieți m-a dus la un loc. Un lugar muy peligroso y conocido ahí en Buenos Aires. Un loc foarte periculos cunoscut acolo în Buenos Aires. Donde me presentó a un hombre que vendía drogas. Unde mi-au prezentat pe un om care vindea droguri. Y él me introdujo en el negocio de las drogas. Și el m-a băgat în afacerea drogurilor. Así que este hombre me daba drogas. Așa cum ăsta mi-a dădea droguri. Yo las podía vender. Și eu trebuia să le vând. Y le llevaba el dinero a este hombre. Și duceam banii lui. Y obviamente quedaban drogas para mí. Și evident îmi rămâneau și mie droguri. Y también me quedaba dinero. Și îmi rămâneau și bani. Y yo pensaba, es un buen negocio lo que estoy haciendo. Asta e o bună afacere. Tenía más o menos 15 años. Aveam 15 ani. Y cuando yo veía a un joven en la calle, și când eu vedeam un tânăr pe stradă, le decía, tengo algo para vos. Îi spuneam, am ceva pentru tine. Así que llamaba a ese joven. Așa că îl chemam pe acel tânăr. Empezaba a molestarlo. Începeam să-l deranjez. Le decía, mira, esto es algo que te va a hacer bien. Îi ziceam, asta e ceva care o să-ți facă bine. No tenés que tener miedo. Nu trebuie să-ți fie frică. Esto te va a llevar por un camino divertido. Asta o să te ducă pe un drum distractiv. Así que empezaba a molestar a esta persona. Așa că îl băteam la cap. Y le regalaba drogas. Și dădeam droguri. Y decía, ya va a volver. Și știam că o să revină. Y muchos jóvenes comenzaron a consumir drogas. Și mulți tineri au început să consume droguri. Porque yo se las di por primera vez. Pentru că eu le-am dat pentru prima dată. Y ese era mi estilo de vida. Și acesta era stilul meu de viață. Tenía 15, 16 años. Aveam 15, 16 ani. Y no solamente estaba perdido en el mundo de las drogas. Și nu doar eram pierdut în lumea drogurilor. Sino que también le vendía drogas a otros jóvenes. Și le vindeam droguri și altor tineri. Ya todo eso que parecía algo divertido comenzó a... Toate aceste lucruri care păreau ceva distractiv au început să hacer algo peligroso. Devină ceva periculos. Quería salir pero estaba atrapado. Vroiam să ies, dar eram prins. Recuerdo una noche que dos jóvenes bajaron de un auto. Mi-aduc aminte într-o noapte când doi tineri s-au dat jos într-o mașină. Bajaron con un arma. Cu o armă. Me amenazaron. M-au amenințat. Me golpearon en la cabeza. M-au lovit în cap. Me quitaron la campera que tenía puesta. Mi-au furat geaca. Tenían las zapatillas. Adidashi. El dinero. Bani. Las drogas. Drogurile. Y se fueron. Și-au fugit. Y yo dije, esto no me va a volver a ocurrir a mí. Și-am zis, n-o să mi se mai întâmple asta. Así que yo también me compré un arma. Așa că mi-am cumpărat și o armă.
Y esa era mi vida. Și asta era viața mea. Pasaba noches enteras en una esquina oscura. Petreceam nopți întregi la un colț de stradă întunecat. Sin regresar a mi casa. Fără să mă mai pot întoarce acasă. Consumiendo y vendiendo drogas. Consumând și vânzând droguri. Y con un arma. Și cu o armă lângă mine. Y sabes, esa vida que yo buscaba divertirme. Știi, acea viață în care eu încercam să mă distrez. Yo ya estaba atrapado en ese mundo. Eu eram prins în acea lume. Y quería salir. Și vreau să ies. Pero no sabía cómo. Dar nu știam cum. Y nadie me podía ayudar. Și nimeni nu mă putea ajuta. Realmente busqué ayuda en aquel tiempo. Cu adevărat am căutat ajutor în acel timp. Busqué personas. Am căutat oameni. Veía los avisos de los diarios. Am văzut anunțurile din ziar. Donde en una página aparecían personas que hacían ayuda espiritual. Și erau acolo pe paginile din ziar niște persoane care ziceau că ajută oamenii spiritual. Y yo buscaba salir de alguna manera. Și eu încercam să ies cumva din situația. Pero nadie podía hacer nada por mí. Nimeni nu putea să facă nimic pentru mine. Así que estaba perdido. Așa că eram pierdut. Y yo pensaba. Și eu mă gândeam. Si esta es la vida. Dacă asta e viața. Entonces, ¿para qué quiero seguir viviendo? Atunci, de ce mai vreau să trăiesc? Y empecé a pensar en el suicidio. Și am început să mă gândesc la sinucidere. Y no solamente lo pensaba. Și nu doar mă gândeam. Sino que también lo intenté. Și de asemenea am și încercat asta. Un día me desperté en un hospital. Într-o zi m-am trezit într-un spital. Lo único que recuerdo que andaba por la calle. Singurul lucru de care mi-am amintesc este că mergeam pe stradă. Estaba consumiendo drogas. Consumând droguri. Y no sé cómo llegué hasta un hospital. Și nu știu cum am ajuns la un spital. Pero cuando me desperté en ese lugar. Dar când am ajuns la locul acela. Tenía un tubo por mi boca. Aveam un tub în gură. Tenía una aguja aquí en mi brazo. Un ac în brațul meu. Y estaba así en una cama. Și eram acolo într-un pat. Cuando me desperté vi que en la puerta había un policía. Și când m-am trezit am văzut acolo la ușă era un polițist. Del lado de afuera. Pe partea din afară. Y yo no sabía por qué estaba ahí ese policía. Și nu știam de ce e acolo polițistul ăla. Pero yo dije, yo no quiero ir con ese policía. Da, eu am zis, eu nu pot să merg cu polițistul ăsta. Así que me saqué todo lo que tenía colocado. Așa că mi-am scos tot ceea ce aveam pus pe mine. Y me arrojé por la ventana. Adică toate firele, cablurile și m-am aruncat pe geam. Estaba en un segundo piso. Și mă aflam la etajul 2. Y caí sobre un árbol. Am căzut peste un copac. Recuerdo que me levantarme con mucho dolor por todos esos golpes. Și mi-am dat seama că m-am ridicat cu multă durere după acea lovitură. Pero lo que más me dolía en ese momento. Dar ceea ce mă durea cel mai mult în acel moment. Era tener que seguir viviendo. Era să continui să trăiesc. Con un corazón vacío. Cu o inimă goală. Sin un propósito en mi vida. Fără un scop în viață. Así que no sabía qué hacer con mi vida. Așa că nu știam ce să fac cu viața mea. Había entrado en un camino donde no tenía salida. Am început să intru pe un făgaș fără ieșire. Y no sabía cómo cuál era el propósito de la vida. Și nu știam care este scopul vieții. Pensaba, ¿para qué vivir? Mă gândeam, de ce trăiesc? Cada día para mí era una carga. Fiecare zi pentru mine era o povară. Muchas veces estaba en la calle y veía cómo salía el sol a la mañana. De multe ori mă aflam pe stradă și vedeam cum iese soarele dimineața. Y no era un momento de alegría ver el sol aparecer. Și nu era un moment de bucurie să vezi cum aparea soarele. Venía sobre mí un sentimiento, una carga muy pesada. Venea peste mine o povară grea. Porque decía, tengo que vivir otro día más. Pentru că ziceam, trebuie să mai trăiesc încă o zi. No estaba feliz por tener un día más para vivir. Nu eram fericit că mai aveam încă o zi de a trăi. Era una carga cada día. Era o povară în fiecare zi. Mi vida era una carga para mí. Viața mea era o povară pentru mine. Así que yo ya no quería seguir con esa carga. Așa că nu mai vreau să trăiesc cu această povară. Pero ¿sabe qué? Dar știți ce? Tenía miedo. Mi-era frică. Tenía miedo a la muerte. Mi-era frică de moarte. Porque yo pensaba de la siguiente manera. Pentru că eu mă gândeam în felul următor. ¿Qué pasa si mi vida es como una película? Ce se întâmplă dacă viața mea e ca un film? O como un partido de fútbol. Sau ca un meci de fotbal. A nosotros nos gusta mucho el fútbol en Argentina. No, acolo în Argentina ne place fotbalul. Y cuando tu equipo está jugando, así. Și când echipa ta joacă. En Argentina, por ejemplo, si tu equipo juega durante la semana.
Dacă echipa ta joacă în timpul săptămânii. Bueno, uno tiene que hacer muchos arreglos para poder estar en el partido. Trebuie să te dai mult peste cap ca să poți să ajungi la meci. Entramos a trabajar más temprano. Începem să muncim mai devreme. O nos quedamos un día más en la semana. Sau nu știu, rămânem peste program, mai rămânem o zi la muncă. Cambiamos todo para poder ver el partido. Să modificăm tot programul de la serviciu ca să putem să vedem meciul acela. Pero yo pensaba, ¿qué tal si mi vida es como ese partido? Dar eu mă gândeam, dacă viața mea cumva este ca acel meci. Donde tu echipo recibe 3 o 4 goles en un momento. În care echipa ta primește 2-3 goluri în același moment. Entonces uno dice, ya no quiero seguir mirando este partido. Nu mai vreau să mă mai uit la meciul ăsta. Y uno agarra el control remoto. Și stingi televizorul. Y apaga el televisor. Pero el partido continúa. Dar meciul continuă. Uno no lo ve. Nu-l mai vezi tu. Pero el partido continúa. Da, meciul continuă. Y yo decía, ¿qué pasa si esa es mi vida? Și eu mă gândeam, dacă se întâmplă la fel cu viața mea. Me tiro debajo de un tren. Mă sinucid, mă arunc în fața un tren, un tren. O me pego un tiro en la cabeza. Sau îmi trag un glonț în cap. Y me despierto en algún otro lugar. Și mă trezesc de fapt în altă parte. No, ya no estoy más en este nu mundo. Nu mai sunt pe lumea asta. Pero voy a estar en otro lugar. Dar o să fiu în altă parte. Y me daba miedo eso. Și mi-era frică de asta. Así que no sabía qué hacer con mi vida. Și nu știam ce să fac cu viața mea. Y recordé un lugar. Și mi-am amintit de un loc. Que había conocido un tiempo pe care atrás. Eu îl cunoscusem cu câțiva ani în urmă. Eran los campamentos de Palabra de Vida. Și erau taberele Cuvântul Vieții. Lo único que conocía de ese lugar. Singurul lucru pe care eu îl cunoșteam din acel loc. Era que estaba lejos de mi casa. Era că se aflau departe de casa mea. Así que muchos de mis amigos no conocían ese lugar. Așa că mulți dintre prietenii mei nu cunoșteau locul acela. Y sabía que nadie me iba a ir a buscar ahí. Și știam că nimeni nu o să mă caute acolo. Así que dije, me voy a ir una semana a ese lugar. Așa că ziceam, o să mă duc o săptămână în locul acela. Y voy a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Și o să mă gândesc, ce o să fac eu cu viața mea? Pero si no encuentro una razón para vivir. Dacă nu găsesc un loc, un motiv pentru a trăi. Entonces voy a quitarme la vida definitivamente. Atunci o să-mi iau viața definitiv. Y así fue que llegué al campamento de Palabra de Vida en Argentina. Și așa a fost felul în care am ajuns eu în tabăra Cuvântul Vieții de acolo din Argentina. Nunca me imaginé con lo que me iba a encontrar. Niciodată nu mi-am imaginat cu ce o să mă întâlnesc acolo. Porque el lunes 15 de enero del año 96. Pentru că într-o zi de luni, pe 15 ianuarie 1996, era la noche de presentación. Era o seară de prezentare. Así que subió una persona adelante. Și s-a dus un om în față acolo. Era un joven que subió con una Biblia en su mano. S-a dus un om care avea o Biblie în mână. Y dijo, Dios puede darte una vida nueva. Dumnezeu poate să-ți dea o viață nouă. Y yo estaba así sentado. Și eu mă aflam acolo așezat. Había alrededor de 400 jóvenes. Erau acolo 400 de tineri. Pero eso me llamó la atención. Dar asta mi-a tras atenția. Una vida nueva. O viață nouă. Dije, me gustaría tener una vida nueva. Mi-ar plăcea să am o viață nouă. Y dijo, Dios puede darte una vida nueva. Dumnezeu poate să-ți dea o viață nouă. Y cuando dijo, Dios puede darte. Și când a zis Dumnezeu poate să-ți dea. Dije, bueno, acá tengo un problema. Am zis, acum am o problemă. Porque me gustaría tener una vida nueva. Că mi-ar plăcea să am o viață nouă. Pero no quiero saber nada con Dios. Dar nu vreau să am nimic de a face cu Dumnezeu. Pero estuve escuchando así ese mensaje. Dar am ascultat atunci acest mesaj. Que decía que mi problema no eran las drogas. Care zicea că problema mea nu sunt drogurile. Mi problema no era la delincuencia. Nu este delincvența. Mi problema era mi pecado que me separaba de Dios. Ci este păcatul meu care mă depărtează de Dumnezeu. De un Dios de paz, de un Dios de amor. De un Dumnezeu de pace și de dragoste. De un Dios que me creó con un propósito. De un Dumnezeu care m-a creat cu un scop. Pero yo estaba separado de Dios por causa de mi pecado. Dar eu eram îndepărtat de Dumnezeu din cauza păcatului meu. Y no solamente estaba separado de Dios. Și nu doar eram depărtat de Dumnezeu. Sino que estaba condenado a una eternidad en el infierno. Și eram condamnat la o veșnicie în iad. Así que aprendí algo muy especial para așa mi vida. Am învățat ceva foarte important pentru viața mea. Que Dios vio mi condición. Că Dumnezeu a văzut condiția mea. Vio mi corazón. A văzut inima mea. Y él hizo algo por mí. Și l-a făcut ceva pentru mine. Como escuchábamos en esta mañana. Cum am ascultat în dimineața aceasta. Como sabemos de memoria. Cum știm din memorie. Que Dios ha enviado su único hijo. Că Dumnezeu l-a trimis pe singurul său fiu. Para que todo aquel que en él cree. Pentru că fiecare cel care crede în el no se pierda mas tenga vida eterna. Să nu se pierdă și să aibă viața veșnică. Así que entendí que Jesucristo vino a este mundo.
Așa că Domnul Iisus a venit în această lume. Para morir en una cruz. Să moară pe o cruce. Derramar toda su sangre. Să verse sângele lui. Como recordábamos en la cena. Cum ne-am amintit la cina Domnului. Para poder limpiar todos mis pecados. Ca să poată să curețe toate păcatele mele. Y que eso era un regalo de Dios. Și că aceasta era un dar din partea lui Dumnezeu. De poder limpiar mis pecados. De a putea să îmi curăț păcatele. Y darme una vida nueva. Și să-mi dea o viață nouă. Así que ese día, una noche que nunca me voy a olvidar. Așa că în acea zi, într-o noapte pe care niciodată nu voi uita. Recibí a Jesús como mi salvador personal. L-am primit pe Domnul Iisus ca și mântuitor personal. Me di cuenta que había probado tantas cosas en la vida. Mi-am dat seama că încercasem atâtea lucruri în viață. Que por qué no le iba a dar una oportunidad a Dios. Încât de ce să nu-i mai dau o șansă Domnului. Así que Jesucristo cambió mi vida. Așa că Iisus Hristos a schimbat viața mea. Porque hoy cuando puedo ver un joven por la calle. Pentru că astăzi atunci când pot vedea un tânăr pe stradă. Le digo, tengo algo para ti. Îi pot spune, am ceva pentru tine. Y le puedo compartir el Evangelio de Dios. Și pot să-i împărtășesc Evanghelia lui Dumnezeu. Ese Evangelio que cambió mi vida. Acea Evanghelie care a transformat viața mea. Es poder de Dios para salvación. Care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Para todo aquel que cree. Pentru fiecare care crede. Así que yo antes era un mensajero de muerte. Așa că eu înainte eram un mesager al morții. Que le daba droga a los jóvenes. Care le duceam droguri tinerilor. Pero hoy puedo compartir de esa vida que yo un día conocí. Dar astăzi pot să le împărtășesc despre acea viață pe care eu într-o zi am cunoscut-o. Y esa fue la forma, por eso el Señor me trajo hasta aquí, hasta Rumania. De aceea Domnul m-a adus aici în România. Para poder compartir a los jóvenes de Rumania. Ca să pot să împărtășesc cu tinerii din România. Que en Dios hay una vida nueva. Că în Dumnezeu e viață nouă. Que en Jesucristo hay esperanza. Că în Iisus Hristos e speranță. Que puede limpiar nuestros pecados. Că El ne poate curăța păcatele. Que no importa el lugar donde estemos. Que no contează locul în care ne aflăm. Él puede rescatarnos con su poder y con su amor. El poate să ne scoată cu dragostea lui și cu puterea lui. El Señor me permitió estudiar en un instituto bíblico. Domnul mi-a permis să studiez într-un institut biblic. Me llamó a ser un misionero tiempo completo. M-a chemat să fiu un misionar full time. Y ahí así fue donde nos conocimos con Cristina. Acolo ne-am cunoscut Cristina. Estuvimos sirviendo al Señor varios años en Argentina. L-am slujit pe Domnul câțiva ani acolo în Argentina. Y hace dos años que nos llamó a estar aquí en Rumania. Și acum 2 ani ne-am mutat aici în România. Estamos viviendo en Bucarest. Ne-a chemat aici în România, în București locuim. Estamos sirviendo al Señor con la fundación con Palabra de Vida. Slujim pe Domnul cu împreună cu Cuvântul Vieții. Por eso estamos aquí en los campamentos en Michés. Și de aceea suntem aici cu tabăra în Micești. Y tenemos por delante todavía 3 semanas. Și mai avem încă 3 săptămâni de tabără. Para nosotros son las oportunidades de compartir de la palabra de Dios. Pentru noi sunt ocazii de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Y quería primero dar gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar aquí. Și vreau să-i mulțumesc mai întâi lui Dumnezeu pentru ocazia de a fi aici. De poder estar con ustedes. De a putea să împărtășesc cu voi. Y poder compartir la palabra de Dios. Și să pot împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Yo no soy digno de estar aquí. Eu nu sunt demn să fiu aici. Muchos de las personas que crecieron conmigo. Multe din persoanele care au crescut împreună cu mine. Algunos de ellos están muertos. Unii dintre ei deja sunt morți. Por diferentes causas. Din diferite cauze. Otros están presos. Alții sunt la închisoare. Y hay varios de ellos que terminaron en un hospital para psiquiátrico. Se volvieron locos a causa de las drogas. Au devenit nebuni din cauza au ajuns nebuni din cauza drogurilor. Pero Dios me rescató. Dar Dumnezeu m-a eliberat. Me permitió formar una familia. Mi-a dat ocazia să pot forma o familie. Y me da una oportunidad, una razón para vivir. Și mi-a dat o oportunitate de a trăi. Hoy puedo dar gracias a Dios por cada día de vida. Și astăzi pot să-i mulțumesc Dumnezeu pentru fiecare zi a vieții. Cuando me despierto y estoy ahí con mis hijos. Când mă trezesc și sunt acolo împreună cu fiii mei. Nunca me quiero olvidar de dónde me sacó el Señor. Nu vreau să uit de unde m-a scos Domnul. Dios tuvo misericordia de mí. Că Dumnezeu a avut milă de mine. Que si hoy puedo estar aquí es solamente por su gracia. Și că dacă astăzi pot să fiu aici este doar prin harul lui. Y si alguna vez se acuerdan de este matrimonio que vino de Argentina. Vă mai amintiți de vreodată, veți aminti de noi, de această familie care a venit în Argentina. Por favor, oren por nosotros. Vă rog să vă rugați pentru noi. Para que el Señor nos permita seguir adelante. Ca Domnul să
ne permite să continuăm. Porque el enemigo quiere derribarnos cada día. Pentru că diavolul vrea să ne dărâme în fiecare zi. Pero estamos en pie por la gracia de Dios. Dar suntem în picioare prin harul lui Dumnezeu. Y de eso quería compartir en Mateo capítulo 26. Și despre asta vreau să împărtășesc în Matei 26. Una historia conocida. O istorie cunoscută. De aquella noche donde el Señor Jesús fue entregado. Despre seara aceea când Domnul Iisus Hristos a fost dat pe mâna celor care l-au dus la cruce. Y el Señor estaba así con sus discípulos en Getsemaní. Și Domnul Iisus era acolo cu ucenicii în Getsemani. Así que vinieron los alguaciles guiados por Judas, el traidor. Au venit oamenii aceia care veneau cu Iuda. Y Judas ahí le entregó al Señor con un beso. Și Iuda l-a dat pe mâna lor cu un sărut. Algunos de los discípulos trataron de luchar. Unii dintre ucenici au încercat să lupte. Pero el Señor fue por su propia voluntad. Dar Domnul Iisus a mers acolo din propria lui voință. Así que los discípulos se dispersaron un poco. Așa că ucenicii s-au împrăștiat. Pero algunos de ellos comenzaron a seguirle. Dar unul dintre ei au început să-l urmeze. Y así estaba Pedro. Și acolo se afla Petru. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con Pedro, ¿verdad? Și de multe ori, poate mulți dintre noi ne putem identifica cu Petru. Un hombre que tenía un corazón para el Señor. Un om care avea o inimă pentru Domnul. Que amaba verdaderamente, amaba al Señor. Care cu adevărat îl iubea pe Domnul. Pero que era muy impulsivo. Dar care era foarte impulsiv. Muchas veces hablaba antes de pensar. De multe ori vorbea înainte să gândească. Muchas veces actuaba antes de obedecer. De multe ori acționa înainte să asculte, să... Por eso podemos identificarnos con Pedro. De aceea ne putem identifica cu Petru. Porque tenemos muchas veces un carácter como el de Pedro. Pentru că de multe ori avem și noi un caracter ca lui. Dice ahí versículo 57, vamos a leer hacia adelante. Zice acolo versetul de la versetul 57 înainte. Iar cei care l-au apucaseră pe Iisus l-au dus la Caiafa, marele preot, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Și Petru urma de departe până la curtea marelui preot și intrând înăuntru, ședea cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Și preoții de seamă și bătrânii și tot sinedriul căutau mărturie falsă împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și n-au găsit niciuna, deși au venit mulți martori falși. Dar la urmă au venit doi martori falși și au spus... Podemos leer del 69 al 75. Aha, și apoi de la 69 spune, dar Petru ședea afară în curtea palatului. Și o servitoare a venit la el spunând, și tu erai cu Iisus Galileanul, dar el a tăgăduit înaintea tuturor spunând, nu știu ce zici. Și când a ieșit în pridvor, l-a văzut alta și a spus celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și din nou el a tăgăduit cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Și puțin după aceea, cei care stăteau acolo au venit și au spus lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, pentru că și vorbirea ta te dă pe față. Atunci el a început să blesteme și să se jure, nu cunosc pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Și Petru și-a dus aminte de cuvântul lui Iisus, care spusese, mai înainte a cântat cocoșul de trei ori, mă vei tăgădui. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Qué momento tan triste en la vida de este joven. Ce moment atât de trist în viața acestui tânăr. Lloró amargamente. A plâns cu amar. Un hombre apasionado. Un om care avea o pasiune. Pero que sentía que llevaba este sentimiento en su corazón. Dar care avea acest sentiment în inima lui. Había fallado a su maestro. Îl dezamăgise pe învățătorul lui. Le había fallado a su señor. Pe Domnul lui. Y dice que saliendo lloró amargamente. Și spune că atunci când a ieșit a plâns cu amar. Fue un momento de mucha humillación para Pedro. A fost un moment de foarte multă umilire pentru el. Cuando uno se fija ahí quién es la persona que le hostigaba con las preguntas. Când ne uităm la cine era persoana care îi tot punea întrebări. Vemos que era una criada sirvienta. Vedem că era o femeie care slujea acolo. Esas son características muy bajas en esta sociedad.
O servitoare era cineva de jos în societate. Y encima era una mujer. Sí, pero deasupra mai era și o femeie. Así que eso era de mucha humillación para el propio Pedro. De multă umilință pentru Petru. Pedro que tenía un orgullo muy elevado. Petru care avea o mândrie destul de înaltă. Que lo llevó a decir, aunque todos ellos te nieguen, señalando a sus compañeros. Pentru că el zisese câteva zile în urmă, dacă toți ceilalți o să te nege, dijo, o să te se se lepe de tine. Yo nunca te negaré, dijo. Eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Y el Señor le tomó y le tuvo que hablar con amor. Și Domnul Iisus a trebuit să-i vorbească cu dragoste. Le dijo Pedro, și a zis Petru, tú también me negarás. Și tu te vei lepăda de mine. Y Pedro negaba, ¿no? Con su orgullo. Zicea că nu, în mândria lui. Pero cuando dice que en un momento él pudo ver a Jesús y Jesús le vio también a él. Dar apoi când la un moment dat l-a privit pe Domnul Iisus și Domnul Iisus l-a privit pe el. Y Pedro quedó humillado por su pecado. Și Petru a rămas umilit din cauza păcatului lui. Por ese orgullo que en el cual él se sostenía. Din cauza umilirii lui, a mândriei lui pe care el de fapt se sprijinise. ¿Cómo fue que Pedro llegó hasta ese momento? Cum a ajuns Petru în acest moment? Como un hombre que ama verdaderamente al Señor. Cum un om care îl iubește cu adevărat pe Domnul. Un hombre que es sincero en sus palabras. Un om care este sincer în cuvintele lui. Puede terminar negando de esta manera al poate Señor. Poate să termine negându-l în felul acesta pe Domnul. Yo creo que Pedro nunca se imaginó que iba a llegar a esta situación. Eu nu cred că Petru și-a imaginat vreodată că va ajunge în situația asta. Y yo creo que eso es lo que puede pasar en nuestra propia vida también. Și cred că asta se poate întâmpla și în viețile noastre de asemenea. Yo creo que ninguno de nosotros está pensando voy a negar al Señor. Cred că niciunul dintre noi nu se gândește o să mă lepă de Domnul. Creo que por el contrario buscamos la oportunidad de poder compartir de Cristo. Din contră, eu cred că noi căutăm ocazii să împărtășim despre Domnul. En el lugar donde nos movemos habitualmente. În locul în care ne învârtim în fiecare zi. Creo que el deseo de nuestro corazón es quiero identificarme con Cristo. Cred că dorința noastră a inimii noastre este, Doamne, vreau să mă identific cu tine. Y Pedro era el primero de todos. Și Petru era primul dintre toți. Sin embargo, terminó llorando amargamente. Totuși, el a terminat plângând într-un amarnic. Terminó negando al Señor. El a terminat lepădându-se de Domnul. ¿Cómo fue que Pedro llegó hasta esa situación? ¿Cómo a fost că a ajuns Petru în situația asta? Creo que la clave está allí en el versículo 58. Probabil că putem găsi cheia în versetul 58. Y vamos a ver tres pasos. Și vom vedea trei pași. Que llevaron a Pedro a negar a Jesús. Care l-au condus pe Petru să-l nege pe Domnul Iisus. Y son tres pasos de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Și sunt trei pași de care noi trebuie să ne ferim. Porque hoy estamos en este lugar. Pentru că astăzi ne aflăm în acest loc. Hemos compartido la cena del Señor. Am împărtășit cina Domnului. Tenemos un corazón rendido al Señor. Avem o inimă dăruită Domnului. Queremos conocer más de Cristo. Vrem să cunoaștem mai mult pe Domnul Iisus. Queremos compartir de Él. Vrem să împărtășim despre El. Queremos identificarnos con el Señor. Vrem să ne identificăm cu Domnul. Pero si Pedro cayó. Dar dacă Petru a căzut, cum nu vamos a caer nosotros también? Cum nu o să cădem și noi de asemenea? ¿Cuáles fueron los pasos que llevaron a Pedro a llorar amargamente? Care au fost pașii care l-au condus pe Petru să plângă cu amar? Para poder cuidarnos nosotros de esos pasos también. Ca să putem să ne ferim și noi de acești pași. Y dice el versículo 58, lo leemos otra vez. 58, îl mai citim o dată. Și Petru l-urma de departe până la curtea marelui preot și intrând înăuntru ședea cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Y ahí vamos a ver estos tres pasos. Și acolo o să vedem acești trei pași. El primer paso. Primul pas. Dice, mas Pedro le seguía. Și zice, și Petru îl urma. Pero de lejos. De departe. Vemos que el primer paso que dio Pedro. Vedem că primul pas pe care l-a făcut Petru. Él seguía al Señor. Y el îl urma pe Domnul. Pero lo hacía de lejos. Dar o făcea de departe. ¿Sabe de lo que me muestra eso?
Știți ce mi-a arătat asta? Că el se debilitó en su comunión. Că el s-a slăbit în împărtășia lui. No fue que se alejó repentinamente. Nu s-a îndepărtat așa dintr-o dată. Pero poco a poco empezó a tomar distancia con el Señor. Dar încetul cu încetul a început să se îndepărteze Domnul. Cuando pensamos en debilitarnos en nuestra comunión, când începem să ne îndepărtăm în împărtășia noastră cu el, no es que dejamos de venir a la iglesia. Nu înseamnă că ne oprim din a veni la biserică. No es que empezamos a vivir una vida que no agrada al Señor. Nu înseamnă că nu mai trăim o viață care nu-i mai place Domnului. Pero ya en nuestra comunión personal con Cristo, dar părtășia noastră personală cu Dumnezeu, hay una debilidad. Are o slăbiciune. Ya no nos levantamos a la mañana para leer la palabra de Dios. Nu ne mai trezim dimineața ca să citim cuvântul lui Dumnezeu. Lo último que hacemos ya no es orar antes de dormir. Ultimul lucru pe care îl facem nu mai e să ne rugăm înainte de a dormi. Quizás el cansancio. Poate oboseala. Otras actividades. Alte activități. Otras distracciones. Alte lucruri care ne distrag. Nos van alejando de nuestra comunión personal. Ne îndepărtează de părtășia noastră personală. Ya no leemos la Biblia con la misma pasión que lo hacíamos antes. Nu mai trăim Biblia cu aceeași pasiune pe care o aveam înainte. Ya no estamos deseando el momento para estar con los hermanos reunidos. Nu mai tânjim după momentul acela în care doream să fim strânși cu frații. Ya nuestra comunión empieza a debilitarse. Și părtășia noastră începe să se slăbească. Es como ese gran edificio que o esa construcción que uno muchas veces puede ver. Este ca acea mare clădire, construcție înaltă pe care cineva o poate vedea. Y no estamos hablando de una implosión controlada. Implosión. Que explota hacia adentro, una explosión. Sí. Puede ser una explosión. Și nu vorbim despre acea explozie, nu știu dacă există implozie, dacă ar fi opusul, adică să... Da, implozie, să explodeze înăuntru. Controlada. Sino estamos hablando de esas grietas que se van formando. Și vorbim despre acele crăpături care se formează. Porque a veces vemos un edificio. Că de multe ori vedem o clădire. Y recordamos el atentado contra las Torres Gemelas en el año 2001. Ne aducem aminte de atentatul din 2001 cu turnurile gemene. Donde en una forma repentina e inesperada. În care într-un mod neașteptat. Esos edificios que estaban allí. Și dintr-o dată acele clădiri care se aflau acolo. En un par de horas dejaron de estar. În câteva ore au dispărut. No estamos hablando de algo así. Nu vorbim de ceva așa. Estamos hablando de esas construcciones. Vorbim despre acele construcții. Que van formándose unas pequeñas grietas. În care se încep să se formeze niște mici crăpături. Y poco a poco. Și care încetul cu încetul. Esas grietas van creciendo. Acele crăpături. Ese edificio empieza a tener inestabilidad. Începe să crească și clădirea începe să aibă instabilitate. Genera inseguridad. Generează nesiguranță. Baja el precio. Y scade prețul. Porque ese edificio está condenado a caerse. Pentru că acea clădire este condamnată la cădere. Muchas veces pasa así en nuestra vida espiritual. De multe ori se întâmplă asta în viața noastră spirituală. Ya no tenemos ese amor para el Señor. Nu mai avem aceeași dragoste față de Domnul. Recuerdo ahí en el pasaje de Apocalipsis. Îmi aduc aminte de textul din Apocalipsă. Donde el Señor habla a la iglesia de Éfeso. Unde Domnul vorbește de biserica din Efes. Y le dice, pero tengo contra ti. Îi vorbește bisericii din Efes și spune, dar ce am împotriva ta? Que has dejado tu primer amor. Este că ți-ai părăsit dragostea întâi. Dice que esa iglesia, cuando uno lee la descripción de la iglesia, când cineva citește descrierea acestei biserici, es una iglesia que era activa, putem observa că era o biserică activă, que tenía buena doctrina, că avea doctrină bună, que tenía muchas y buenas obras, că avea foarte multe bune fapte. Pero cuando el Señor mira el corazón de esa iglesia, dar atunci când privești inima acelei biserici, ve que habían dejado el primer amor. Vedem că și-a părăsit dragostea întâi. No dice
no dice perdiste el primer amor. No dice ți-ai pierdut dragostea întâi. Porque el amor no es algo que uno pierde. Pentru că dragostea nu este ceva care se pierde. Es una decisión. E o decizie. Y ellos habían dejado por su propia și voluntad. Ei au părăsit prin voință proprie. Su primer amor. Dragostea. Se habían debilitado en la comunión. Și deveniseră slabi în părtășia lor. Eso es lo que hizo Pedro. Asta e ce a făcut Petru. Pedro no se fue en una dirección contraria. Petru nu s-a dus într-o direcție contrară. El iba siguiendo al Señor. Y él continuó să îl urmeze pe Domnul. Pero de lejos. Dar de departe. Ya no estaba corazón a corazón. Nu mai era de la inimă la inimă. Ya no estaba cerca del Señor para escuchar su voz. Nu se mai aflaba aproape de Domnul Iisus ca să poată auzi vocea lui. Él seguía al Señor. Y él îl urma pe Domnul. Pero de lejos. Dar de departe. Entonces la pregunta para nosotros. Atunci întrebarea pentru noi. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Este cum este acum părtășia noastră cu Domnul? Quizá usted me mira y dice, yo no estoy apartado. Poate mă priviți aici și ziceți, dar eu nu sunt departe de Domnul. Yo estoy aquí en la iglesia hoy. Eu mă aflu aici la biserică astăzi. Pero yo le quiero preguntar. Dar eu vreau să te întreb. ¿Cómo está su comunión íntima con care el Señor? Este, cum este părtășia voastră intimă cu Dumnezeu? ¿Cómo está su corazón en relación al Señor? Cum este inima voastră față de Domnul? Así comenzó la caída de Pedro. Așa a început căderea lui Petru. Pero no fue solamente ese primer paso. Dar nu a fost doar acel prim pas. Porque dice que él le seguía a Jesús, pero de lejos. Pentru că el zice că el îl urma pe Domnul Iisus, dar de departe. Hasta el patio del sumo sacerdote. Până la curtea mare lui preot. Y entrando. Și intrând înăuntru. Se sentó con los alguaciles. Ședea cu slujitorii. Y ahí vemos el segundo paso. Și aici vedem al doilea pas. Pedro se debilitó en su comunión. Petru s-a aslăbit în părtășia lui. Y ahora vemos que se deslizó en sus compañías. Și acum vedem că s-a alunecat în tovărășiile lui. Și a schimbat tovărășiile. Él ya no estaba con los discípulos. El nu mai stătea acum cu ucenicii. Él ahora se había sentado a calentarse en un fuego. Acum el s-a așezat să se încălzească la foc. Empezó a sentir el frío de estar solo. Începuse să simtă frigul de a fi singur. Y buscó el fuego. Și a căutat focul. Donde estaban los enemigos del Señor. Unde se aflau dușmanii Domnului. Los alguaciles eran aquellas personas. Slujitorii erau acei oameni. Que unas horas antes. Care cu câteva ore în urmă. Habían ido con violencia. S-au dus cu violență. A tomar al Señor Jesús. Să-l ia pe Domnul Iisus. Y Pedro trató de luchar contra ellos. Și Petru se luptase cu ei. Sacó la espada. A scos sabia. Tiró un espadazo por ahí alguno. A aruncat o sabie unuia. Le cortó la oreja a uno. I a tăiat urechea altuia. Así que él se quería pelear con todos ellos. Așa că vrea să se bată cu toți. Porque entendía estos son los enemigos del Señor. El înțelesese că ăștia sunt dușmanii Domnului Isus. Pero un par de horas después. Dar cu câteva ore mai târziu. Se había alejado del Señor. Se îndepărtase de Domnul. Y ahora buscaba el fuego junto con ellos. Și căuta focul să se încălzească la foc împreună cu ei. Y ahí empezó a escuchar la conversación. Și acum a început să asculte conversațiile. Y quizás no decía nada. Și poate nu zicea nimica. Pero estaba allí cerca de ellos. Dar se afla aproape de ei. Ya no estaba con los discípulos. Nu mai era cu ucenicii. Había buscado ese fuego extraño. A căutat acel foc străin. Donde estaban los enemigos del Señor. Unde erau dușmanii Domnului. Y sabes, yo creo que ese es el segundo paso que uno da en la vida. Și știți, asta e, cred că e al doilea pas pe care noi îl putem da în viață. Cuando uno se aleja del Señor. Când ne îndepărtăm de Domnul. Ya mis amigos no son los de la iglesia. Prietenii mei nu mai sunt cei de la biserică. Ya cuando necesito ayuda no voy când am nevoie de ajutor. A los otros discípulos. Nu mai merg la ceilalți ucenici. Ya empiezo a buscar ayuda en este mundo. Încep să caut ajutor în lumea aceasta. Empiezo a hacer negocios con este mundo. Încep să fac afaceri cu lumea aceasta. Empiezo a buscar refugio en este mundo. Încep să caut refugiu în această lume. El fuego era algo necesario en esa noche. Focul era ceva necesar în acea seară. Era una noche donde hacía frío. Y era o seară în care era frig. No iban a prender un fuego porque tenían calor. Nu aprindeau un foc așa de cald. Tenían frío y habían prendido un fuego. Și era frig și din cauza aia trebuie să facă focul. Podía darle comodidad. Ceva care le putea da comoditate. Y calor en esa noche fría. Și căldură într-o noapte friguroasă. Y Pedro no quería tener frío
lejos del Señor. Și Petru nu vrea să îi fie frig de parte de Domnul acolo. El quería estar cómodo. Y él vrea să fie comod. Y buscó la comodidad junto. Și a căutat comoditatea împreună cu. Con aquellos enemigos del Señor. Cei care erau inamicii Domnului Isus. Y ese es el segundo paso que damos en la vida cuando nos apartamos del Señor. Al doilea pas pe care noi îl facem în viață atunci când ne îndepărtăm de Domnul. Nos alejamos poco a poco. Ne îndepărtăm încetul cu încetul. Y empezamos a cambiar nuestras amistades. Și începem să schimbăm prieteniile noastre. Empezamos a cambiar nuestras relaciones. Relațiile noastre. Empezamos a buscar comodidad lejos del Señor. Începem să căutăm comoditate departe de Domnul. Donde están las personas que no conocen a Cristo. Acolo unde se află persoanele care nu-l cunosc pe Domnul Iisus. Y nos empezamos a asociar con ellos. Și începem să ne asociem cu ei. Y empezamos a tener tema de conversación. Și începem să avem teme, subiecte de conversație. Y empezamos a compartir nuestra vida con ellos. Începem să împărtășim viețile noastre cu ei. Y el tercer y último paso. Și al treilea și ultimul pas. Dice Pedro le seguía de lejos. Zice Petru că el că urma de departe. Hasta el patio del sumo sacerdote. Până în curtea marelui preot. Y entrando se sentó con los alguaciles. Și intrând înăuntru ședea cu slujitorii. Dice para ver el fin. Ca să vadă sfârșitul. Y para eso fue Pedro. De-aia s-a dus Petru. Pedro había dicho mi vida pondré por ti. Petru care zisese Doamne, o să dau viața mea pentru tine. Pedro que había sacado una espada. Petru care scosese o sabie. Y trataba de luchar contra los alguaciles. Și care încerca să lupte cu slujitorii. Que había comenzado poniendo su vida a disposición de Jesús. Care începuse să-și pună, prin a-și pune viața la dispoziția Domnului Isus. Ahora estaba sentado al lado de un fuego. Acum era așezat lângă un foc. Rodeado por los enemigos del Señor. Împreună cu inamicii Domnului Isus. Y si alguien le preguntaba. Și dacă cineva le întreba. Pedro, ¿para qué viniste acá? De ce ai venit Petru aici? Él tenía esto para decir. Y el ar fi avut asta de zis. Vine a ver qué pasa. Am venit să văd ce se mai întâmple. Pero cómo, ¿no tenías un compromiso? Păi, n-aveai un angajament cu Domnul Isus? No dijiste mi vida pondré por ti. N-ai zis că o să-mi dau viața pentru tine. Ah, bueno, eso es algo del pasado. Păi bine, asta e ceva din trecut. El tercer paso que Pedro dio. Al treilea pas pe care l-a dat Petru, el a făcut Petru. Dejó su compromiso. Y él se ha uitat, a renunțat la angajamentul. Él había dicho mi vida pondré por ti. El a zis eu îmi pun viața mea pentru tine. Y se levantó aún en medio de todos los discípulos. Și s-a ridicat în mijlocul ucenicilor. Y señaló a todos los demás. Și a arătat cu degetul pe toți ceilalți. Diciendo aunque todos estos te dejen. Zicând chiar dacă toți aceștia o să te părăsească. Yo nunca te abandonaré. Nu, niciodată n-o să te las. Y ahí estaba sentado Pedro. Și acolo era Petru așezat acum. Al lado del fuego. Lângă foc. Rodeado de los enemigos del Señor. Împreună cu ucenicii, cu slujitorii inamice. Lejos del Señor. Departe de Domnul. ¿Y para qué Pedro viniste hasta acá? ¿De ce ai venit Petru aici? No, solamente vine a ver. Am venit să văd și eu. ¿Y tu compromiso, Pedro? Păi și angajamentul tău? No tengo ningún compromiso. N-am niciunul. Yo vine solo para ver. Am venit doar ca să văd. Soy un espectador. Sunt un spectator. Vine a escuchar. Am venit să ascult. Vine a ver el fin. Am venit să văd finalul. Ver cómo termina. Să văd cum se termină. No quiero ser un protagonista. No creo. Ser un protagonista. Nu vreau să mai fiu protagonist. No quiero ser parte de lo que pasa. Nu vreau să fiu parte din ceea ce se întâmplă. Solamente vine como un espectador. Doar am venit ca un spectator. Entonces fue ahí donde se le acercó esta criada. Așa că atunci îi se apropie acolo slujnica. Y le empezó a hacer la pregunta. Și-l întreabă. Tú eres de ellos. Tu ești dintre ei. Y vemos la respuesta de Pedro. Și acolo vedem răspunsul lui Petru. Y vemos la tristeza de Pedro. Și vedem tristețea lui Petru. Porque Pedro lloró amargamente. Pentru că Petru apoi a plâns cu amar. Hermanos, eso es algo que nos puede pasar a nosotros también. Fraților, asta e ceva care ni se poate întâmpla și nouă. Yo no sé en qué nivel de su vida espiritual está. Nu știu în ce nivel spiritual al vieții tale te afli. Quizás usted sigue al Señor, pero ya lo está haciendo de lejos. Poate că îl urmezi pe Domnul, dar de departe. Quizás sus amigos, sus compañías. Poate prietenii tăi sunt aceia care nu cunosc al Señor. Compania ta sunt aceia care nu îl cunosc pe Domnul. Y usted está buscando la comodidad alrededor de ellos. Și poate că voi căutați comoditatea în jurul lor. Quizás es una persona que ya no tiene un compromiso con el Señor. Sau poate că ești o persoană care încă nu deja nu mai ai un angajament față de Domnul. Quizás lo hizo en un momento en el pasado. Poate că ai făcut ceva în trecut.
Quizás un momento te dijo, acá está mi vida. În trecut poate i-ai spus Domnului, Doamne, aici este viața mea. Aquí están mis manos, mis pies. Aici sunt mâinile mele, picioarele mele. Está todo a disposición para servirte. Este totul la dispoziția ta ca să te slujească. Mi dinero, mi casa, mi familia. Banii mei, casa mea, familia mea. Lo pongo a disposición. Le pun la dispoziția ta. Y poco a poco. Și încetul cu încetul. Vamos dejando ese compromiso. Ai renunțat la acest angajament. Y el próximo paso en nuestra vida. Și următorul pas în viața noastră. Va ser negar al Señor. Va fi să îl negi pe Domnul. Y va ser llorar amargamente. Și să plângi amar. Porque el Señor vino para darnos vida. Pentru că Domnul a venit ca să ne dea viață. Y una vida en abundancia. Și o viață în abundență. Pero a veces nos deslizamos en el camino. Da, de multe ori ne putem aluneca pe drum. No vamos a leer ahora el pasaje. Nu o să mai citim restul pasajului acum. Pero gracias a Dios la historia de Pedro no termina así. Da, slavă Domnului, povestea lui Petru nu se termină așa. A mí me impacta mucho cuando veo Juan capítulo 21. Pentru mine are un mare impact să citesc Ioan 21. Cuando el Señor en esa mañana, când Domnul Iisus în acea dimineață, va a caminar con Pedro. Merge să vorbească cu Petru. Y le preguntó tres veces. Și l-a întrebat de trei ori. Porque tres veces negó Pedro al Señor. Pentru că de trei ori l-a tăgăduit Petru pe Domnul Iisus. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? Și l-a întrebat de trei ori, Petru, mă iubești? Y Pedro también lloró en esa mañana. Și Petru din nou a plâns în acea dimineață. Pero lloró por ser perdonado y restaurado. Dar acum a plâns fiind iertat și restaurat. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Și Domnul Iisus i-a spus, păstorește oile mele. Y sabe que yo le puse un título a ese pasaje de la Biblia. Și știți ce? Eu i-am pus un titlu acest pasaj din Biblie. Y puse, Dios no deja asuntos pendientes. Și am pus acolo, Domnul nu lasă subiecte nerezolvate. Había una situación que Pedro y el Señor tenían que resolver. Era o situație pe care trebuia să o rezolve Petru cu Domnul Iisus. Era algo en privado. Era ceva în privat. Así que el Señor lo sacó a Pedro a caminar. Așa că Domnul Iisus l-a scos pe Petru la o plimbare. Y el Señor le demostró su amor. Și Domnul Iisus i-a demonstrat dragostea lui. Le demostró su perdón. I-a demonstrat iertarea lui. Y le dio un ministerio para hacer. Și a dat o lucrare ca să o facă. Cuida mis ovejas. Ai grijă de oile mele. El Señor no dejó el asunto pendiente. Și Domnul Iisus nu a lăsat lucruri nerezolvate. Qué triste hubiera sido para Pedro, ¿verdad? Ce trist ar fi fost pentru Petru. Tener que caminar el resto de su vida. Să trăiască toată viața lui. Sin haber resuelto esta situación con el Señor. Fără să fi rezolvat acea problemă cu Domnul. Pero el Señor es un Dios de oportunidades. Dar Domnul Iisus este un Dumnezeu nostru, este un Dumnezeu al oportunităților. Le dio a Pedro la oportunidad de seguir adelante. I-a mai dat o șansă lui Petru, i-a dat ocazia să meargă din nou înainte. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestra vida. Și asta vrea să facă Domnul cu viețile noastre. Quizás usted se ha debilitado en su comunión. Poate ești slăbit în părtășia cu Dumnezeu. Quizás usted se está deslizando en las compañías, en sus amistades. Poate te-ai îndepărtat în tovărășiile tale. Quizás usted ha dejado su compromiso. Poate ai renunțat la angajamentul tău. Pero el Señor le está llamando una vez más. Dar Domnul te cheamă încă o dată. Y le dice, ¿me amas? Și te întreabă, mă iubești? Entonces, sígueme. Atunci urmează-mă. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Și asta e ceea ce vrea pentru fiecare dintre noi, Domnul. ¿Le amamos? Îl iubim? ¿Amamos al Señor? Îl iubim pe Domnul. Entonces, sigámosle. Atunci, să-L urmăm. No de lejos. Nu de departe. En comunión con nuestros hermanos. În părtășie cu frații. Con un compromiso. Cu un angajament de vivir cada día, de a trăi fiecare zi, cada día, fiecare zi, para la gloria de Dios, pentru gloria lui Dumnezeu, que el Señor pueda restaurar nuestra vida, fie ca Domnul să poată să restaureze viața noastră, y que podamos seguirle hasta el último día de nuestra vida, și să putem să-L urmăm până la sfârșitul vieții noastre. Amen. Amen.